Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Sunt Dorina Gherganov și vă invit să vedem împreună știrile prânzului pe TVR Moldova. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, neagă istoria. Șeful statului a expediat o scrisoare către executiv prin care cere modificarea curiculei școlare prin înlocuirea disciplinei istoria românilor cu istoria Moldovei. De asemenea, șeful statului cere ca istoria Moldovei să fie studiată de elevi începând cu anul școlar 2017-2018. Președintele își argumentează intenția prin faptul că menținerea în școală a disciplinei istoria românilor sfidează statalitatea, independența și suveranitatea Republicii Moldova. De asemenea, potrivit șefului statului, această disciplină menține în societate o stare de tensiune și incertitudine privind viitorul statului moldovenesc. Nu este prima acțiune de acest gen a lui Igor Dodon de la preluarea mandatului. El a mai schimbat pe site-ul instituției prezidențiale limba din română în moldovenească și a scos de pe sediul președinției Republicii Moldova drapelul Uniunii Europene. De la CNA la spital, ministrul agriculturii Eduard Gram a solicitat asistența medicilor după ce a fost audiat câteva ore de către ofițerii anticorupție. Demnitarul a fost transportat de o ambulanță la spital pentru îngrijiri medicale. Procurorii au emis astăzi ordonanța de punere sub învinuire a ministrului agriculturii pentru corupere pasivă. Tot astăzi, procurorii urmează să transmită guvernului demersul de suspendare din funcția ministrului. Între timp, Eduard Grama se află încă la spital, având în vedere intervenția chirurgicală pe cord pe care a suferit-o anterior. Medicii au decis că sunt necesare investigații suplimentare. Ministrul Agriculturii a fost reținut de ofițerii CNA pentru 72 de ore într-un dosar în care ar fi fost implicat pentru presupuse fapte de corupție. Ofițerii anticorupție au descins ieri dimineața la sediul ministerului, în biroul și la domiciliul ministrului Grama. Potrivit acestora, demnitarul ar fi primit o sumă de bani de la un fost conducător al Colegiului de Vinificație și Viticultură din Chișinău pentru a facilita vânzarea unor terenuri adiacente celor pe care le deține instituția de învățământ. Acum câteva luni, în acest dosar au mai fost reținute 12 persoane, printre care foști și actuali funcționari, avocați și juriști. Culmea hoției, fura mâncarea de pe masa pacienților. Șefa blocului alimentar de la Spitalul de Psihiatrie din Bălți a fost reținută fiind suspectată că fura produse alimentare, iar ulterior le vindea. În plus, femeia e suspectată că le-ar fi dat angajaților bani în plus la salariu, iar apoi îi obliga pe aceștia să-i dea și ei o parte din bani. Dacă la alte descindere ofițerii CNA numărau banii, de această dată au numărat sacii cu ceapă, crupe, kilograme de brânzeturi și de carne. S-a întâmplat la Spitalul de Psihiatrie din Bălți, acolo unde șefa blocului alimentar fura din porțiile pacienților, iar rezervele de produse le vindea, de râs și de plâns. Ofițerii anticorupție au găsit sacul cu ceapă și câteva borcane cu suc ascunse chiar sub biroul funcționarei. Bună! Da. În bucătărie a urmat un alt șoc. Dintr-o gaură mascată în podea, ofițerii CNA au scos cutii întregi cu margarină. Ofițerii anticorupție au mai găsit dosite și kilograme de carne, ouă, crupe, dar și produse de igienă. Toate erau destinate pacienților din Spitalul de Psihiatrie din Bălți, iar funcționara vroia să le vândă. Și asta nu e totul. Împreună cu alți funcționari, femeia calcula majorat salariile subalternilor săi, iar la sfârșitul fiecărei luni îi obliga să întoarcă o parte din bani. Ofițerii anticorupție au plecat de la spital cu 11.000 de euro, 2.000 de dolari, 25.000 de lei, produse alimentare, dar și documente contabile. Și au luat-o cu ei și pe șefa blocului alimentar pe care au reținut-o pentru 72 de ore. Femeia riscă până la 6 ani de închisoare. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, își începe astăzi vizita de lucru în Federația Rusă. Mâine, șeful statului are programată o întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin. Pe agenda discuțiilor cu liderul de la Kremlin sunt subiecte care vizează relațiile bilaterale, migranții moldoveni, exporturile, dar și alte subiecte. Anterior, Dodon spunea că în cadrul vizitei la Moscova va participa la un forum al reprezentanților mediului de afaceri din Republica Moldova.
Moldova și Rusia. Președintele Igor Dodon a efectuat prima sa vizită oficială în Federația Rusă la mijlocul lunii ianuarie. Europa răsuflă ușurată. Liberalii au câștigat, potrivit proiecțiilor, 33 din cele 150 de locuri ale Parlamentului de la Haga. Asta în condițiile sentimentului anti-imigrație din Occident, dar și al tensiunilor cu Turcia. Naționaliștii au luat 20 de locuri în legislativ, mai mult decât până acum. În contextul în care Olanda sunt aproape 900.000 de imigranți, dintre care 13.000 cetățeni români. Partidul anti-imigrație al lui Geert Wilders și-a mărit cu o treime numărul de locuri în Parlament, dar creștin-democrații sau gruparea progresistă D66 au obținut rezultate similare. Wilders este de ani de zile exponentul naționaliștilor, faimos pentru declarațiile sale la limita legalității. Maar nogmaals, een kwart van de zetels erbij is ook niet niks. En we zullen het kabinet waar nodig op al die thema's die voor ons belangrijk zijn, dan de komende jaren het vuur aan de schenen leggen. En dat hoort ook zo in een land. Dan moet je een stevige oppositie hebben en dat kunnen we zijn. Partidul Popular pentru Democrație a câștigat alegerile legislative din Olanda, dar va avea practic mai puțin reprezentanți decât până acum. Premierul Mark Rutte, de orientare liberală, va putea forma un nou guvern alături de alte formațiuni, categoric însă fără extremiștii lui Wilders. El a spus că, potrivit votului, olandezii nu vor experimente riscante, ci continuarea politicilor care au făcut din Olanda una dintre cele mai prospere economii occidentale. Ook een avond waarbij Nederland na Brexit, na de Amerikaanse verkiezingen, ho heeft gezegd tegen het verkeerde soort populisme. Participarea la vot a fost un record pentru ultimii 30 de ani. Peste 81% dintre cetățeni au mers la urne. Alegerile legislative din Olanda au avut loc în contextul creșterii sentimentului anti-imigrație în Occident. Este motivul principal pentru care britanicii au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană. În Franța, candidatul unui fost partid extremist are șanse la prezidențiale, iar în America, președintele Trump a fost ales pe o retorică naționalistă. În străinătate, succesul liberalilor din Olanda a fost bine primit. Extremistul Wilders nu a fost niciodată privit cu ochi buni de liderii europeni. Germania, care are însăși probleme cu imigrația după ce a deschis granițele refugiaților din Siria și Afganistan, salută victoria lui Rutte, chiar dacă nu este una copleșitoare. Das ist ein gutes Signal für Europa, zeigt, dass so ein Land wie die Niederlande eben doch zu den Kernländern Europas gehört, das sich nicht aufhetzen lässt. Und deutliche Niederlage für Geert Wilders darstellt. Ich glaube, dass die Niederlage von Wilders ein gutes Signal ist. Gutes Signal dafür, dass die pauschalisierte Verurteilung von Bevölkerungsgruppen und das Hetze und offensichtlicher Rassismus sich eben nicht auszahlt. Bei Wilders kann man sehen, der laute Ruf, er repräsentiere das niederländische Volk, hat heute eine klare Absage. Următorul scrutin în atenția europenilor va fi cel din Franța, unde la urne va fi ales chiar președintele țării. Unul dintre candidați este Marine Le Pen, din partea Frontului Național, formațiune de dreapta, naționalistă și în trecut radicală. Brexitul este în linie dreaptă. Se așteaptă ca astăzi regina Elizabeta II-a Marii Britanii să promulge legea ce autorizează guvernul să înceapă procedura de ieșire din Uniunea Europeană. Necunoscute și multe variabile atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru Marea Britanie, odată ce Brexitul va fi declanșat oficial. Nu știm încă data exactă, dar potrivit ministrului pentru Brexit, ultimul act simbolic, promulgarea legislației de către regină, va avea loc azi. După consimțământul regal, premierul Theresa May poate declanșa în orice moment procedura de divorț de Uniunea Europeană. Parlamentul a eliminat amendamentul ce prevedea garantarea drepturilor cetățenilor europeni din regat, așa că negocierile cu Uniunea și probabil cu statele membre se anunță extrem de dificile. David Davis, ministrul pentru Brexit, spune că guvernul nu a evaluat impactul economic al ieșirii din Uniune fără un acord. It made an estimate during the Leave campaign, or the sort of Leave, the referendum campaign, but I think one of the issues that's arisen is that those forecasts don't appear to have exactly been very robust since then. În același timp, el a precizat că în viziunea Londrei, lipsa unui acord cu Uniunea ar fi de preferat unei înțelegeri dezavantajoase. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului britanic, invocarea articolului 50 ar urma să se producă spre sfârșitul lunii.
Doamnelor, domnilor, nu pierdeți de la ora 17 emisiunea Obiectiv Comun prezentată de Sandu Scobioale. Astăzi, obiectivul nostru comun este să motivăm cetățenii să facă mai mult sport și să ducă un mod activ de viață. Pentru un mod sănătos de viață trebuie făcut sport. Și pentru ca să arătăm bine. Prin alergare să și îți găsești un echilibru emoțional. Sport este viață, veniți, alergați alături de noi, ocupați-vă cu sportul, suntem tineri, frumoși și așa trebuie să fim toată viața. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, rămâneți cu TVR Moldova și nu pierdeți telejurnalul orei 18. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cât mai frumoasă. La revedere!